Părinte, aș vrea să vorbim puțin despre vise și aș vrea să vă întreb dacă este bine sau nu ca oamenii să creadă în ele. Pentru că sunt și oameni superstițioși care visează ceva pe timpul nopții și a doua zi nu mai ies din casă, de Da, și mai avem o categorie de oameni care visează mereu și nu pun în practică niciodată. exemplu. Deci, în primul rând și în primul rând, asta trebuie să avem în minte. Înțeleptul Solomon vine și spune așa: Cela ce tuturor viselor nu crede, filozof duhovnicesc este. Acum am să vă arăt motivația pentru care nu trebuie crezut în vise. Noi, oamenii în general și creștinii, excludem două variante. Excludem varianta Dumnezeu, și aici vorbim de vise premonițiale sau de Da. înștiințare sau dumnezeiești, și poate o să fiți tentați să întrebați pe ce vă bazați. Mă bazez pe visul care l-a avut Nabucodonosor, mă bazez pe visul pe care l-a avut Putifar când l-a tâlcuit Daniel cu cele șapte, ăsta, Iosif cu cele șapte vaci slabe și cu cele șapte vaci grase, care au fost mâncate de cele slabe și când cele grase le-a mâncat pe cele slabe, arătând 7 ani mănoși și 7 ani secetoși, și așa a ajuns el cel mai mare la curtea regelui și astfel și-a găsit scăparea Israel cu cele 77 de suflete, din care iese neamul lui Israel până în ziua de astăzi, pentru că pe vremea foamei au stat în Egipt și au avut de unde mânca. Că faraonul, știind visul, a umplut hambarele și a dat la toată lumea și a avut prestigiu și a avut reputație, cât a fost Iosif la curtea lui Putifar. Poporul lui Israel a sporit și a fost respectat și s-a mulțit. Când au murit urmașii și au venit alți urmași noi și poporul s-a mulțit și a devenit un pericol, s-a trecut la exterminarea lui. Întâi, la naștere, moașele ucideau bărbații de parte femeiască, de parte bărbătească, ca să nu se mai nască, ca și cum s-ar fi sufocat la naștere și lăsau numai femeile. Ce zicea? Femeile trebuie să mărite, eu și să iau un egiptean și în felul ăsta să nasc egipteni, nu să mai nasc evrei, dar schimbăm sângele, cum se spune, adică luăm un sânge sănătos că e străin. Și la fel, mult, de exemplu, visul dreptului lui Iosif, nu te teme a lua la tine pe Maria, că ceea ce e întrânsă ai de la Duhul Sfânt, visul magilor, mergeți pe altă cale în țara voastră, că Irod vrea să pricinească răul pruncului, visul pe care l-a avut Iosif, întoarce-te din Egipt, că a murit urmăritorii lui. Deci, Scriptura este plină de aceste semne, dar ele sunt premonițiale, vestitoare, dar trebuie să fie visate la fel, de niște oameni înțelepți. Și ce înseamnă niște oameni înțelepți? O viață impecabilă, o conduită impecabilă, o rugăciune impecabilă, o trăire creștină impecabilă și o imagine socială impecabilă. Deci dacă vine un bețiv și îmi spune că l-a visat pe Dumnezeu, mă cam îndoiesc. Dacă vine și îmi spune o femeie credincioasă de biserică, rugătoare, care se spovedește, se împărtășește, practică creștinismul la mod autentic, din comportament, din vorbă, din gesturi, din tot, atunci sunt tentat să cred. Dar pentru a nu greși, pentru că satana întinde curse, vine tâlcuitorul filocalic de vise și ne spune așa, că sunt vise de la trup. Și ce înseamnă visul de la trup? Este partea poftitoare. Ai visat că mănânci, ai visat că bei, ai visat că faci dragoste, ai visat că te simți bine, că ești în plimbare. Astea sunt vise total firești, omenești. Se întâmplă și următorul lucru câteodată. Să vorbești ziua cu cineva ceva da. Și noaptea să visezi. Exact. Deci acelea se numesc visele firii sau visele raționale. N-au nicio treabă, e plină noaptea de imaginație. Ce mai spune însă cartea de știință? Că omul care visează are somnul zbuciumat. Adevăratul somn odihnitor este somnul fără vise. Atunci când nu visez, atunci creierul este în total repaus și se odihnește. Când visăm, anumite
semnale de pe scoarța corticală a creierului, de acolo, de pe materia cenușie, sunt vii și receptorii acționează și atunci secvențele de imagine care ție îți apar în vis sunt doar de câteva clipe sau secunde. Dar ție ți se pare că ai visat nu știu cât sau, Doamne, ce vis lung am avut, toată noaptea am alergat, toată noaptea cu tare. Deci e închipuirea minții și a ideii raționale, dar visul e cu totul altceva. După aceea sunt visele de la partea irascibilă. Omul are o parte irascibilă care începe de sub gât și se termină la stern, în zona inimii. Că te bați, că duci războaie, că te răzbuni, că fugi după cineva, că ți-a făcut un rău, că trebuie să îl pui la punct. Alea sunt visele irascibile, fiind din partea inimii. Iar visele duhovnicești au premeditare strict spirituală. Și ne spune învățătura. Dacă ai început să visezi că ești prin rai, să nu iei în seamă, că poate fi înșelarea diavolului. Dacă ai început să visezi că ești sfânt, e de la diavol. Dacă ai început să visezi că ești mare, e de la diavol. Dacă ai început să visezi lucruri care ți se par interesante, sunt de la diavol. În momentul dacă ai început să visezi muncă veșnică, draci, iad, înseamnă că undeva ai pus la punct probleme de pocăință. Deci acele sunt niște vise mai mult cognitive, informative. Adică ca tu să înțelegi că undeva ai niște derapaje. Uh-huh. Mai spun și femeile câteodată, și nu știu ce se întâmplă cu copilul, a visat așa de rău, trebuie să are pe în somn, se sperie, plânge și eu îi spun, zic, dă-i să bea aghiazmă dimineața, dă-i leaghi un de lemn de maslu seara la culcare, pune-l să facă rugăciunea și ai să vezi, da, părinte, de când se roagă nu s-a mai întâmplat. Deci automat omul s-a îngrădit cu harul lui Dumnezeu, deci s-a protejat. Dar mai sunt și vise, v-am spus, în special lucrarea lui Sarsailă, de înșelare, de a atrage omul în ispită. Și care este tendința de a atrage în ispită? Părintele Cleopa spune așa, când un vis devine premonitiv, adică vrea să exprime ceva, în primul rând este visat de mai multe ori de aceeași persoană și încă de alte două, trei, dar identic. Și atunci acela e un vis premonitiv, pentru că ție în visul tău ți se înștiințează că l-a mai visat cu tare, lui ăla îi se înștiințează că l-a mai visat cu tare, lui ăla îi se înștiințează că l-a mai visat cu tare. Și atunci, în momentul respectiv, acel vis, dacă te duci și vorbești cu preotul, cu duhovnicul sau cu cineva care este în măsură să te asculte, de exemplu, mie mi-a spus cineva odată, nu i-am dat importanță, ca să fiu sincer, nu i-am dat importanță că eram deștept, nu i-am dat importanță pentru că eram vanitos. Am zis, e, și asta o babă smintită. Am zis că las-o, a visat, e, mai visează lumea. Mi-a spus așa femeia, părinte, am să vă spun ceva și să nu spuneți că sunt nebună. Da, bunic. Părinte, o să se întâmple ceva la noi în țară. Ce o să se întâmple, Doamne, zic? Dar ce poate să mai se întâmple? Dar câte nu s-au întâmplat sau câte nu se întâmplă? Exact. Nu, părinte. Am visat un foc mare și oameni mulți care fugeau de vii aprinși, plângeau și țipau. Zic, poate fi un semn de ea, Doamne ferește, zic, citește Paraclisul. Și la o săptămână s-a întâmplat acel eveniment de la colectiv. Nici eu nu l-am intuit, că n-aveam de unde să știu că nu eram Dumnezeu. Nici eu nu l-a intuit. Dar după aia mi-a spus, părinte, zice, după ce am văzut imaginile la televizor, uitându-mă pe la știri, mi-am dat seama că așa țipau oamenii și erau disperați și în visul meu. E, zic așa, asta a fost să fie, na. De acum nu-l putem lega, zic, unul de celălalt. Într-adevăr, ma ta, ai visat că mi-ai spus înainte, dar faptul că s-a întâmplat după o săptămână, două și ceva, asta deja e altceva. Dar aș putea să cred că niște oameni, evlavioși pot avea niște semne. Alte lucruri sau alte visuri folositoare care mai sunt, sunt visele biologice legate de raționalul și trăirea noastră interioară, noi avem o trezvie. Rugăciunea minții începe de la rugăciunea cu limba, cu gura, cu ceaslovul, cu saltirea, cu acatistierul, cu liturghia, cu utrenia, cu vecernia, cu șapte laude și la un moment dat omul ajunge și la rugăciunea lui de duh, la rugăciunea personală. Și cea mai înaltă rugăciune personală este rugăciunea minții.
Când începe mintea să se curățească prin această rugăciune scurtă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul Dumnezeu, miluiește-mi nepăcătosul, omul începe să primească anumite urme și semne mărunte de harismă. Asta spuneam acum într-o zi cuiva, că mi-a zis așa: atunci am să cred că există Dumnezeu când am să-L văd pe Dumnezeu. Și am zis, păi zic, roagă-te să ți se arate în vis, dacă îți dorești așa de mult să-L vezi pe Dumnezeu. Și persoana respectivă mi-a spus, eu nu cred în vis. Eu zic, da, foarte bine că nu credeți în vis. Atunci rugați-vă să vi se arate real. Și a zis, dar ce am eu măsura asta să mi se arate mie Dumnezeu real? Zic, dacă te rogi și îți dorești, de ce nu? Și asta îi spuneam, zic, dar bagă bine de seamă. Chiar dacă o vrea Dumnezeu vreodată să arate real, să arată unul ca Antonie cel Mare, să arată ca unul ca Sisoie cel Mare, ca Marco Ascetul, nici într-un caz la un bețivan care iese cu căruța pe drum și se oprește la bufet și bea și să-mi bate, sau unui huligan care își bate nevasta acasă sau își lasă copiii flămânzi, sau unuia care nu se închină seara când se culc, sau unuia care nu calcă niciodată în biserică, sau unuia care toată ziua stă și curvește, fumează și se droghează, ăștia nu se arată Dumnezeu. Și chiar dacă s-ar arăta, n-ar înțelege ei cine e acela. Și a zis, da, părinte, a fost puțin cam dur. Zic, n-am fost cam dur. Dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu, trebuie întâi să te vezi pe tine. Și asta spuneam, în momentul când începi să te rogi cu rugăciunea minții și să ai o stare de trăire interioară, începe vederea duhovnicească sau vederea mistică. Sfântul Antonie cel Mare mergea prin pustie și deodată le-a spus la ucenici să ne oprim și să ne închinăm cu fața la răsărit. Dar de ce, părinte? Sufletul Ave Amona se urcă la cer. Cum adică? Așa cum auziți. Și bătrânul a făcut o metanie până la pământ și a făcut cruce, a privit cerul, a ridicat mâinile la cer și a mers mai departe. A ajuns în cetatea, în mănăstirea sau în chinovia unde era respectiv oavă. Și întreabă ăștia, zice, aveți pe aici, pe la schid, pe cineva care a trecut la cele vești? Și că da, Ava Amona ieri pe la prânz. Și atunci și-au dat seama ucenicii care vedeau doar cerul albastru, că bătrânul lui de fapt vedea dincolo de normalitate. Ei, această deschidere a ochilor minții, această trăire înaltă care duce dincolo de vederea noastră obișnuită, aceea este vederea aceea duhovnicească când Dumnezeu poate să-ți descopere anumite taine. Deci ele nu se descoperă așa alandala. Gândiți-vă la o chestiune simplă și cred că am amintit odată treaba asta și spun așa. O copilă de 13 sau de 15 ani toarce în casă singură. Deodată în fața ei stă un om transparent, îngerul, cu toiagul de crină în mână și îi spune așa: bucură-te, Marie, cea plină de dar, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântat este rodul pântia celui tău, că ai să naști pe Mântuitorul sufletelor noastre. Și când îi spune bucură-te, cea plină de dar, ea se miră în sine și întreabă, și că ori e o înșelare ca Evei, ori când vezi o copilă. Dar de ce? Pentru că mintea ei era curată și era în rugăciune. Ea nu s-a speriat de Duhul care s-a arătat. Ea s-a întrebat dacă Duhul ăla e real sau nu e o înșelare. Și el a spus, nu, nu e o înșelare. M-a trimis Dumnezeu să-ți vestesc din cer că vei naște un prunc. Și ea îl ia ușor, l-a contrazis, ca un copil nevinovat. Dar cum adică îmi vorbești mie de naștere dacă n-am bărbat? Cum îmi vorbești de nuntă dacă nu știu ce e dulceața de nuntă? Cum îmi vorbești mie de zămislire dacă eu n-am cunoscut dulceața nunții? Adică nu m-am culcat cu bărbat. Uh-huh. Și îi spune, Duhul Sfânt va veni peste tine. Puterea celui prea înalt te va umbri. Și pruncul ce se va naște din tine, Fiul Dumnezeu se va chema. Fata nu înțelege, Fecioara Maria. Dar se pune în genunchi, ridică ochii la cer și zice așa, iată roaba Domnului, să fie mie după cuvântul tău. Deci, ce mod simplu de a discuta dincolo de noi, de oameni, de lumea duhurilor și de a pătrunde în Împărăția Lui Dumnezeu,